Revenim la procesul președintelui Franței Emmanuel Macron. Este vorba despre nereguli în conturile din campaniile electorale din 2017 și 2022 în legătură cu un cabinet american McKinsey. Marcela Ferraru mi se alătură discuției. Bun găsit, Marcela. Spune-mi ce îi se reproșează mai exact președintului francez. Bună ziua, trebuie să spun mai întâi că Parchetul Național Financiar este un fel de DNA francez și a fost înființat destul de recent, în urmă cu doar câțiva ani. Aflăm dintr-un comunicat al procurorului Jean-François Bonnet că o prima anchetă a fost deschisă pe 20 octombrie pentru ținerea neconformă a conturilor de campanie și minorarea conturilor de campanie. Și a doua pe 21 octombrie, deci în ziua imediat următoare, pentru favoritism în legătură cu acest cabinet de consiliere despre care vorbim. Decizia Procurorului Republicii vine ca urmare a unor plângeri depuse de aleși, particulari și asociații, și pentru anchetă au fost numiți 3 judecători de instrucție. Unul dintre acești judecători este cel care a pus sub acuzare pe fostul premier François Fillon și pe fostul președinte Nicolas Sarkozy. Președintele este acuzat că ar fi acordat contracte publice importante cabinetului McKinsey, în timp ce unii dintre angajații acestui cabinet au lucrat ca voluntari în campania sa electorală. Marcela, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.